Activitatea secției de neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare a fost una intensă, chiar și în perioada stării de urgență, respectiv de alertă. Specialiștii au intervenit în cazul tuturor bolnavilor cu traumatologie craniocerebrală și pacienților cu procese expansive intracraniene. În acest sens, au fost operate 11 cazuri de tumor cerebrale, informează doctorul Vasile Pop, medic primar, neurochirurg și manager interimar al unității medicale. La spitalul Județean din Baia Mare, pe perioada stării de urgență, toate solicitările legate de consulturile de specialitate au fost efectuate cu programare telefonică. În situațiile în care medicul curant a decis internarea pacientului pentru continuarea investigațiilor și pentru tratament, acestea s-au realizat astfel încât pacienții să beneficieze de procedurile medicale necesare. În secția neurochirurgie a spitalului nu au fost internate cazuri de pacienți confirmați sau suspecți de COVID-19. În ceea ce privește situația la nivelul unității, au fost doar 5 cazuri de pacienți confirmați ca fiind infectați cu virusul SARS-CoV-2, cazuri gestionate conform normelor în vigoare emise de autoritățile competente, fără a periclita siguranța celorlalți pacienți sau a cadrelor medicale și auxiliare, a precizat doctorul Pop Vasile Ioan. Important de menționat este faptul că toți pacienții cu suspiciune de îmbolnăvire cu COVID-19 sunt internați în spații izolate, special amenajate în acest sens, unde se efectuează testarea aferentă pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii și unde beneficiază de tratament în funcție de afecțiunile medicale de care suferă. De precizat ar fi faptul că la nivelul secției neurochirurgie echipa de medici abordează toată patologia specifică, inclusiv malformații vasculare cerebrale sau tumori.